Un deputat socialist are serioase probleme de sănătate. Ivan Zabunov, de 71 de ani, a fost internat la spital, unde i-a fost amputat un picior ca urmare a unei boli grave. Anunțul a fost făcut de sora parlamentarului într-un comentariu pe Facebook. Solicitată de Publica TV, ea a declarat că nu poate oferi alte detalii până când starea de sănătate a fratelui ei nu se va ameliora. Șefa serviciului de presă al PSRM, Irina Astahova, ne-a declarat că familia deputatului a solicitat discreție și nu va oferi mai multe informații.